Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Elena și, după cum știți, îmi plac florile și mă ocup cu ele. Sper că sunteți bine sănătoși, ceea ce vă doresc în continuare. Sper că aveți flori frumoase, înflorite, sau vreți să achiziționați alte flori frumoase. Eu vreau să vă anunț că în ultimele 2-3 săptămâni nu a mai apărut, pentru că n-am avut timp să fac video, am fost foarte ocupată, dar în schimb nu m-am lăsat de achiziționat unele plante. Așa cum bine știți, îmi plac și le achiziționez în formulă de colecție, dintr-o specie, mai multe plante. Azi vreau să vi le arăt pe cele noi pe care le-am achiziționat. Și le avem aici. Ia uitați, aici avem o plantă, se numește Microsorum, face parte din categoria ferigilor. Este o plantă foarte frumoasă, cu o frunză foarte interesantă, îi mai zice și piele de crocodil, ferigă piele de crocodil. Aici așa avem un nou anturio, este un mov, ia uitați ce culoare frumoasă, îmi plac foarte mult anturio, sunt o pasionată. Am acestea care le-am luat ultimele două, fac 7 plante diferite, fac colecție din cele 7 plante diferite. Aici avem o alocasia, ia uitați-o cât de frumoasă este, este o plantă specială. În caz de o aveți în colecția dumneavoastră, să nu vă temeți dacă îi dispar frunzele, pentru că este o plantă care are bulbi, ca și crinul, ca și lalelele, ca și alte plante care au bulbi, dispar, iar în primăvară apar din nou. Aici avem un sedum. Ia uitați ce culoare are acest sedum, pe care nu l-am avut și îmi place foarte mult. E o culoare mai opacă, e o culoare deosebită. Aici avem altă culoare de anturio. Ia uitați ce frumoasă este. Este un roz roșu. Este foarte frumoasă. Aici avem o nouă specie de calancioia, care mi-am dorit-o foarte mult. Are o floare foarte frumoasă. Ia uitați cât de frumoase sunt florile. Iar aici avem alți cactuși de colecție. Ia uitați-l cât de frumos este și cât de spectaculară este planta. Aici avem alt cactus suculent. Ia uitați cât de frumos este. E o splendoare de cactus. Mie îmi place foarte mult. Sunt o fană a cactusilor. De câțiva ani îi colecționez. Aici avem alt cactus de colecție. Nu le știu denumirile. O să trebuiască să le caut pentru a le putea găsi și a le putea pune notițe cum se numesc fiecare. Iar aici avem alt cactus de colecție, foarte frumos. Da? Mie îmi plac foarte mult cactusii și nu în ultimul rând am mai achiziționat o ciclamă roză. Da? Iar aici avem o altă ciclamă roșu cu alb. Da? Iar pe geam avem o urzicuță, cum mai zice în termen popular, am mai multe specii. Ia uitați, am una, două, trei, patru, aici am două culori, 6-7 culori. Da? Iar aici avem plămânul, cum îi mai spune în românește, sau este... Hai, am uitat cum îi spune, nu mai știu cum îi spune. Îi spune, în sfârșit, nu mai știu cum îi spune. Da, acestea sunt noile mele plante, noile mele achiziții. Uitați-le cât de frumoase sunt. Da? Mie îmi plac foarte mult. Nu mă las de cumpărat, cu toate că locul e cam mic. Da. Și eu cam atât am avut să vă prezint astăzi, nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarele video-ului.
mele pentru a distribui aceste mici filmulețe cu alți prieteni, cu alte cunoștințe, a vă înscrie pe canalul meu de YouTube și am dat like, comentarii dacă vă plac plantele mele și comentariile pe care le fac despre plante. Ia uitați cât de frumoase sunt! Și încheiem cu această splendoare de ferigă, piele de crocodil. La revedere, pe data viitoare!